HCS Westdev va câștiga și ultimele jocuri din turneul de la Târgu Mureș, contând pentru seria 3 din Liga 2 de futsal. Astfel, echipa deveană este singura divizionară secundă care a obținut punctaj maxim la finele sezonului regular, urmând a participa în barajul de promovare pentru Liga 1. Cei de la HCS West sunt totuși nemulțumiți că nu au reușit amânarea acestui turneu de la Târgu Secuiesc, deși au făcut o cerere în acest sens, dar și de atitudinea federației față de clubul devean. Am avut un turneu de reușit și de această dată, am încheiat campionatul cu 12 victorii, ceea ce ne-am propus. Din păcate, demersurile noastre pentru amânarea turneului au fost în zadar. Răspunsul primit de la federație, verbal, căci în scris n-am primit nimic, a fost că celelalte trei echipe s-au înțeles, ele și de aia se joacă la Târgu Secuiesc, adică părerea noastră oricum nu contează, cam asta am înțeles eu. Când se va organiza turneul, în ce perioadă? Pe 1-2-3 aprilie, chiar știm și orele de disputare care ne-au fost comunicate. Vineri la ora 20 vom juca cu Futsal Ceahlău Piatra Neamț, sâmbătă la ora 19 cu Chese Târgu Secuiesc, urmând ca duminică în ultima etapă să jucăm cu CFF Clujana Cluj la ora 12. Meciurile vor fi, am înțeles, transmise pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Cei de la HCS Westdev aș doresc să se întoarcă de la Târgu Secuiesc cu alte 3 victorii și speră să aibă în toamnă capacitatea financiară de a se scrie în Liga 1 în condițiile în care ar obține calificarea și pe teren. După turneul de la Târgu Secuiesc, bineînțeles că ne-am dorit să ne putem înscrie în Liga 1. Sperăm să avem această posibilitate odată pe teren, adică împlinirea celor 12 etape cu 12 victorii. Ar fi în zadar dacă noi la Târgu Secuiesc nu am câștigat cel puțin 2 jocuri, dar noi mergem încrezători și acolo sperăm să mai obținem 3 victorii și să rămânem aceeași echipă singura neînvinsă în acest an competițional. Ar fi alte probleme care v-ar împiedica să vă înscrieți? Problemele financiare, bineînțeles, ca la orice club privat, mai e nevoie și de susținere, dar, precum ați văzut, în ultima parte a anului trecut am primit o finanțare de la primăria municipiului Deva. Sperăm să avem parte de același tratament și în acest an. La turneul de baraj participă ultima clasată din Liga 1 Clujana Cluj și cele 3 câștigătoare de serii din divizia secundă, respectiv Ceahlăul Piatra Neamț, KS Târgu Secuiesc și HCS Westdev. Primele 2 clasate la finele turneului vor obține dreptul de promovare în Liga 1 de futsal.